Ați anunțat pe site-ul instituției că investigați existența unui acord de cartel pe piața produselor petroliere în scopul creierii deficitului artificial și majorării nejustificate a prețurilor. Așa nu putea fi. Nu așa scrie. Scrie că o astfel de percepție există în public și dumneavoastră o verificați dacă există această situație sau nu. Dar spuneți că nu prea aveți informații despre fapte concrete. Nu vă sunt semnalate fapte concrete în această privință. Nu despre faptul că prețurile sunt mari la panou. Asta noi vedem și, da. Și noi. De ce nu vedeți? Deci, când vorbim despre cartel, trebuie să stabilim, trebuie să dovedim existența înțelegerii între companii. Înțeleg. Faptul că prețurile sunt la fel la toate panourile, însă nu este semn că există cartel. Ei spun direct. Deci eu m-am trezit, m-am uitat la vecin, am văzut că la el s-a ridicat anterior, când prețurile încă nu au fost reglementate așa cum sunt acum. Uh-huh. Prețurile s-au majorat, mi-am majorat și eu. Dar ce fel de scrisori așteptați de la oameni? Pentru că oamenii se duc la panou acum, și văd că ori este, ori nu când, este. Când am făcut această declarație, acest apel public, noi colectam sau căutam informații nu despre existența înțelegerii. Noi căutăm și încercăm să stabilim fapte de refuz de a vinde motorină. Da. La noi, problema principală este motorină. Da, da, despre ea mai mult se vorbește. Că lipsește, da? Că lipsește. Da. Noi am avut o bâlbâială publică a Andreului care a zis că nu este adevărat. Este suficient și voi, cei care visați că nu există motorină la benzinării, visați că nu este adevărat. După care astăzi deja au pornit. Au recunoscut că există această problemă și au pornit cu aceste verificări inopinante să vadă dacă peste tot există combustibil. Colegii noștri de la Autoblog au mers zilele trecute, noaptea, după orele 12 de noapte, și au verificat în Chișinău. Un exercițiu foarte simplu. Au urcat o mașină, s-au dus la mai multe benzinării. Haideți să vedem ce au văzut ei acolo. Am ieșit din casă noaptea și am pornit prin oraș să văd care e situația cu motorina. Și asta pentru că noaptea anume se vede cel mai bine la panouri atunci când nu există prețul pentru o anumită poziție, fie benzină sau motorină. Haideți să vedem. Prima stație la care am ajuns, Mircea cel Bătrân, voi vedeți aici nici benzina, o văd pe zero și motorina. Aici avem stația Lukoil Moldova, văd prețul pentru gaz, văd prețul pentru benzina 95, motorina și motorina Ecto nu este. Haideți să vedem, Bemol, Vadului Vodă, prețul la diesel nu este. Stația PEMO pe uzinilor, acum își vedem și aici e 0 la panou. Cu stația T-Rex, 0 aici la panou. Bemol pe viaduct, diesel nu văd la panou. Merg acum pe strada Muncești și avem aici un Rompetrol, care la fel la motorină și la motorină EFX are 0. Bemol lângă Circ, la fel, fără preț la diesel. Rompetrol pe Mihai Viteazu, la fel, 0 la panou, inclusiv și la benzină. Bemol pe Mihai Viteazu, la fel, la diesel, nu avem prețuri. Încă o stație, Vento, Petricani, diesel, absolut nicio poziție. Strada Leco Russo, stația Lukoil. La motorină nu vedem niciun preț. Motorină aveți? Noi? Da, și ce s-a întâmplat? S-a terminat puținul rus. Da? A dus numai două toane. Azi? Nu, ieri a dus și a terminat. Da, zilele trecute? După, până la astea două săptămâni a fost. Până la astea două săptămâni nu a fost? Înțelegi? Nu știi dacă să mai aduc așa? Merge vorba că de la o lună trebuie să reguleze. Salut, diesel vreau. Nu, dar și s-a terminat? Da. Azi? Nu, ieri. Salut, diesel aici? Nu. Nu-i? Dar ce, când s-a terminat? De mult s-a terminat. De mult azi sau? De mult, o săptămână. Una seara. Motorină? N-ai s-a terminat. Am revenit în studio. Iată un simplu exercițiu de plimbat prin oraș după ora 12 de noapte. Demonstrează, nu știu ce demonstrează, ce demonstrează apropo? Lipsa motorinei la pompă. Da, dar pentru un membru al plenului Consiliului Concurenței, demonstrează ceva sau nu? Încă nu. Încă nu. Deci noi am făcut solicitări și acum colectăm informații despre existența stocurilor.
Și respectiv, deci dacă este motorină în țară, dacă a fost și dacă ea a fost și nu se vinde, de ce nu se vinde? Deci acest moment am noi încercăm să verificăm. Dar cum verificați? Eu, din câte știu, Consiliul Concurenței are instrumente foarte, foarte bune de investigații. Adică, în principiu, în asta, când vreți, acționați ca și procurorii, ca și... Niciodată. Nu puteți avea descindere în instituții, să ridicați documente cu percheziții, cu... Nu. Dar cum se întâmplă? Ca așa ne zicea doamna Cărare când era dumneei la Consiliul Concurenței. Poate a fost înțeleasă greșit. Deci, Consiliul Concurenței, într-adevăr, anumite împuterniciri sunt destul de mari. Deci noi putem solicita orice informație de la companie. Nu puteți face descinderi? Nu. Deci, inspecții inopinate pot fi făcute de Consiliul Concurenței, de angajații noștri, în cadrul unei investigații. Cu privire la carteluri. Cu privire la carteluri sau cu privire la abuz de poziție dominante. Astfel de inspecții noi putem face doar dacă este inițiată investigația propriu-zisă pe semne de încălcare. Iată pe aceste subiecte care sunt deci semnalate public. Faceți? Deci noi nu putem iniția investigația doar în baza unor suspiciuni sau în baza unor declarații publice. Pentru asta noi trebuie să începem să colectăm informația. Trebuie să o primim de la companii, să o analizăm și doar atunci dacă vedem niște semne de încălcare, doar atunci noi putem iniția investigația și deja în cadrul acestei investigații noi putem face inspecții inopinate. Scuzați, deci care... după ce dumneavoastră le-ați cerut o groază de documente, după ce dumneavoastră ați anunțat-o... Oficial nu, că da. Începeți investigații oficiale. Nu, cine n-a fost cine o să mai păstreze nu documentele? Nu a fost făcut acest anunț despre începerea investigației. Înțeleg, dar oarecum dumneavoastră ați anunțat că, iată, vă rugăm verificăm, toți care dețineți corect. Informații. Da. Credeți că ei mai păstrează documente de genul ăsta care să-și demonstreze complicitatea, participarea în carteluri? Ei nici nu încearcă să o aibă astfel de informație, de înțelegere între ei. Deci ei nu sunt proști. Deci chiar și dacă admitem că ei au niște înțelegeri între companii, trebuie să fii prost ca să o menții, nu știu, pe hârtie. Și atunci că... cum o veți demonstra? Sau exact. Șansele că și demonstrăm sunt foarte mici? Asta este problema principală în toată lumea, absolut în toată lumea, cum să dovedești existența unui cartel.